Ei, salutare toată lumea și bine-am găsit la un episod din Call of Duty Black Ops 2. Mi-am amintit și eu de contul meu vechi de Steam, că știți că am mai avut un cont vechi de Steam și am zis să joc cu noul meu mouse, să îl testez, să văd cum merge, am pus o mai mică, așa e bine, să-l testez cum merge în Call of Duty Black Ops 2, care știți că este jocul copilăriei mele. Stați că vreau să schimb sunetul, că e prea master ăsta, o să fie așa mai mic. Și după aia la control vreau un pic de tot mai mare, perfect. Așa este, nu mai potrivit, ok. Vreau să văd cum merge și cum pot să joc el, Call of Duty, și poate să ne apucăm și o serie de Call of Duty. Ah, ok, am făcut un kill. Hopa, hopa, să dăm reload. Dam rank 30, am trecut de prestige mod, adică am făcut odată rank 55 și după aia am făcut rank 30 înapoi. Mă gândeam să dau, să fac o serie poate cu rank, cum ar veni să dau rank up în seria asta. Nu știu cum o să fac cu el, mă. Așa, nu știu cum o să fac, poate o să facem, uite acolo. Ah, wallbang. Ah, nu se pot. Ah, wow, m-a luat. Ah, m-a luat de jos, mă, băiatul, mă. Ok. Păi, aici și voi în comentarii dacă vreți episoade. Nu se prea aude, asta e problema. Voice volume la maxim și se fixă. E dat foarte mic, așa. Ok. Ah, fuck me. Dar n-am mai jucat de vreo 4-5 luni în jocul ăsta, deci na, nu vă aștepta să joc foarte bine, că e primul episod din ultimele 4-5 luni, dar văd că am multe arme luate aici. Bine, îl joc de pe Xbox 360, deci știu cum merge treaba pe aici, dar nu mai joc bine. Nu mai joc bine, adică nu mai am skill-ul aim-ul ăla de pro player, adică da. A, e unul în spate aici, cred că l-am auzit cum o tras pe mine. A, ok. Păi, și dacă vreți să jucați alături de mine, în caz de aveți și voi și jucați alături de mine și chestii de genul, în caz v-am întrebat, nu neapărat, puteți să mă adăugați pe SimRaul 2K. Ok, opa, opa. Perfect. Au, oh, nice. Stimul tot Raul 2K este stimul meu, cum ar veni principal, 953 de ore și 2 minute. Mamă, 953 de ore, chiar atât de obsedat am fost de jocul ăsta, vă dați seama. Și cred că pot să-l mai joc. Bine, obsedat de jocul ăsta pentru Call of Duty chiar pentru mine mult, 953 de ore, când nu mai, n-am prea mai jucat Call of Duty în ultimele luni și na. Chiar e foarte mult pentru mine acum 953, da, oh, am dat în cap. Good job, am rank 30. Aveam rank 29. Și acum am 30. Cum? Ce-am făcut? Am aruncat grenada aici, așa e? Ba, nu. Nu știu de ce n-am. Cred că de pe rotiță puteam să arunc. Oh, wallbang boy. Wallbang boy. Ok, nu mai știu de pe ce puteam să arunc ăla. Cred că tot de pe asta. Oh my god, unde m-a așteptat nesimțitul. Nici nu vreau kill cam-ul. Nu mă avantajează cu nimic să știu cum m-a omorât el. De unde mă mor? Chiar m-ar avantaja, dar cum? Nu m-ar avantaja. Bine, kill cam-ul poate unii îl lasă, dar eu nu îl las, dau fă instant când apare. Oh! Oh my god! Cum nu murim, mă? Ah, le-am omorât pe doi, m-am omorât ultimul din spate. Măcar l-am omorât pe ultimul. Am ping-ul 49, mi se părea că am un pic de lag, că mi se mișca un pic, s-a cadat. M-am omorât pe la spate. Este al doilea din echipă, cu 9 kill-uri. Frumos. Nice, nice. Am 73 de grade, are placa video în jocul ăsta. Atât de mult se forțează placa video pentru jocul ăsta. Pentru un joc din 2007 sau de când e. Lol, nu știam. Și am un pic de frame drop-uri, nu știu de ce. Dar de obicei am frame drop-uri. La toate jocurile am frame drop-uri, din când în când. Mai ales la jocurile, că de exemplu să joc un joc foarte... Ah, fuck me. Să joc jocuri foarte slabe pe PC și după aia să joc un joc mai bun, de obicei atunci am frame drop-uri și am jucat SAM și CS în ultima vreme. Bine, CS-ul nu e chiar slab, dar Call of Duty are grafică mai bună, părerea mea, decât CS-ul și aia. Și acum n-am totul pe ultra, deci gândiți-vă la chestia asta. Pentru că, sincer, mai bine mai smooth decât să joci totul ultra ca disperator. O să-i dau un scop, perfect. Ah! Uite, și când se încarcă asta face rank 31, pentru cei care nu știu. Și ăsta game-ul pe care îl joc acum este Team Deathmatch, aici poți să dai rank up din orice. Ceea ce este foarte, foarte bine. Nu mă lasă să dau. Uite, eu pe ce dădeam? Să mi-am pisat un pic. Stop with the C4. Hai, bă, pierdem, frate. Cum să pierdem?
O să dau prefer aici, în toate spoturile. De fapt, nu prefer, o să dau cel la toate spoturile. Oh, my friends, what are you doing? E car pe ăștia, dar nu vreau ce să faci dacă e car. Vezi ce car? Uite, trebuia să fiu pe primul loc, normal, că uite ce car. La 58, la 59. Și care ajunge primul la 75, câștigă. Asta, acum nu știu care o să ajungă primul la... Long shot. Hai, ești acolo. Hai că s-ar putea să câștigăm, nu știu, 100%. Dar merge bine, normal, mouse, chiar merge foarte bine. Văzut că e inamic, dar nu este. 360 face incoming. Bam, 63 la 63, mă, că poate câștigăm. Oh, 64, 66, bine, mă. Bine, bine, mă. Hai că o să dau eu aici niște shoturi frumoase, sper. Ca am băieți de cel mai... Am băiat ăla singurul care ne care e ăla care are cel mai mare rang din joc. Adică e ca un fel de global pe CS, dar... Na, ăla e singurul care ne care, în rest, eu e car pe aia mai slăban. Și n-am fost niciodată la mai mare, ăsta e singurul cont de Call of Duty. Bine, am jucat pe Xbox, dar pe PC n-am fost niciodată, vahai. Pe PC n-am fost niciodată mai mare de acest rang, de 30, și aici nu poți să poate da rank down. Aici ca un fel de level pe CSGO. Oh, o să câștige. Nice! GG. O să mai jucăm încă unul, că nu cred că am filmat destul. Nice, uite, și am făcut și de aproape un sfert de level. Ia să-l văd pe ultimul. Ah, e clar, dacă l-au luat pe ăla. Vai, cum l-au luat. Oh! Are rank 15, lol. Rank fucking 15. Adică, nici n-are prestij, mă duc la prestij, mă îți arată direct așa. Ți arată direct cu iconița asta la rank 15. Ca un fel de silver e. Da, ca un fel de silver. O să dăm pentru random. Vreau random. Nu plaza, nu vă rog, nu plaza. Vreau random. Ce mă? Random, bine, mă. Bine, bine, mă. Vă ador, frățiorilor. Da, mă, și eu de obicei las geamul tot timpul deschis ca să facă răcoare, dar acum chiar am trecut limita, adică acum e un ghes de frig aici. Noroc că am PC-ul meu drag să mă încălzească. Asta o suna ciudat. E ca o mamă pentru mine. Asta o suna ciudat din nou. Nu, serios, că dacă mă uit aici, în stânga are 47 de grade placa video, dar gândește care, gândiți-vă care și procesorul. Și altele, și placa de bază, toate piesele se încălzesc până la urmă. Și vă dați seama câtă căldură îmi dă calculatorul ăsta. Lol. Și eu mă joc destul de mult de aia. Țin deschis geamă, că îl deschid, după aia îl închid când se răcește, după aia când se încălzește iată la PC, îl deschid, și tot așa. Adică nu este cum ar veni o limită să țin tot timpul. Nu, că îngheț și eu de prin aia, și eu nu sunt mașină. Și normal, ca să-ți meargă bine, calculatorul trebuie să aibă unde să se răcească. De-aia am eu cam o stat în căldură când l-am lăsat noaptea asta deschis, de exemplu, să-mi randeze un videoclip de CS, de 4, de 50 de minute chiar, că o dura 50 de minute, o să-l vedeți. Dacă nu l-ați văzut până acum, o să-l vedeți. Că nu știu când o să bosez videoclipul ăsta cu Call of Duty. Deci, da. Bye bye. Lasă-mă aici, lasă-mă aici. Nu mă omor, nu! Erau doi coave pe o. Vai, dar o sta jumătate de oră să dea și mie mola. Să zoom un pic. Ui, phase. Am sensibilitatea de asta încet și nu pot da un 3. Ah, ok. Nu pot da un 360, că lumea că am sensibilitate foarte mică și așa îmi place mie să joc și... Da. Wow. Stai. Nu mai știu despre ce vorbeam, 7, 8, oricum nu mai joc la rank, adică înainte când vreau să fac, nu la rank, pardon, la win-uri, înainte jucam la win-uri, că ți se pun win-urile și loser-urile. Eu jucam la win-uri neapărat, dacă pierdeam, gata, plângeam, nu mai joc așa de tryhard jocul acesta, îl joc de fan, o să-l joc pentru YouTube în primul rând, pentru că vreau să, v-am zis, să diversific canalul acesta de YouTube și nu vreau să îl las simplu cum a fost până acum de fel. Și eu o să mai fac și alte jocuri, sper să vă placă. Deci, da. Că 1000
600 de videoclipuri, care unele sunt de Sump, unele sunt de Minecraft, unele sunt de GTA 5, diverse jocuri, frate. Call of Duty am făcut, deci... Na, și am zis să iau vechea tradiție, să... Fai, cum o luam, fix pe mine, mă, pe ăla nu l-a luat. Deci, să continuăm vechea tradiția noastră, să... Facem și noi din nou mai multe jocuri, că e un canal de gaming, adică toate jocurile ar trebui să aibă. Tot ce apare nou, vechi, bine, eu mai mult o să fac vechi, pentru că, de exemplu, cum o să apară jocuri noi, na. Cel mai probabil o să revinez youtuberii, că de exemplu am văzut că Satana a început să filmeze Mafia 3. Deci aș mai face și eu Mafia 3 când pot să le văd la el episodele și, de exemplu, m-am uitat la toate episodele lui de Mafia 3, deci nu mai are rost să mă apuc și eu acum să joc jocul acela. GTA 5, eu v-ați văzut, am făcut serie cu el, l-am terminat, aia e, frate. Dar nu mai are rost să joc, adică o să joc jocurile astea, CS, care o să rămână CSGO, o să rămână baza, adică o să-l țină doar în update-uri, ăla chiar o să-l joc tot timpul. Call of Duty, o să-mi iau și Black Ops 3, eu acum vreau să fac rank 55, adică cel mai mare rank. Vreau să-l fac aici, adică pe Call of Duty Black Ops 2 și o să facem și Call of Duty Black Ops 3, când o să... Era să zic când o să apară, când o să fac rank 55 aici, adică 55 o să fac medalia aia care are, stați, n-are nimeni. Cum îmi apare mie acolo, uite, cum îmi apare mie asta, o să fie alta, ca un fel de global chestii, dar nu o să fie global, o să fie altă, știi? Și aia vreau să fac eu aici, și wow, ce double kill-o atea să mă uit. Și na, aia o să fac și aia, oh, wow, double no scope, ești nebun. Mamă, coiță, o dat-o bine la mă acolo. E mai mult bula nu a avut. Da, totuși a fost frumos. Nici letters empty. Ah! Ah! Ok. Dele? Nu mai joc jocul ăsta bine. Am jucat Counter-Strike în ultima vreme și nu mai joc jocul ăsta bine. Că știți că înainte jucam gen ca obsedatul jocul ăsta, nu mă opream. 15 minute, perfect. Deci înseamnă că n-am filmat nici 15 minute. Am intrat cu 4 minute, 5 minute înainte să filmez. Ma! De prost am tras aci, băieți. Nu, mă enervează că nu pot să am grenade, cred că nu... Cred că nu pot, că le-am dezactivat eu de acolo. Cred, nu știu dacă le-am dezactivat sau nu. O să verific după asta, nu o să închid acum. Nu o să ies din joc ca să verific dacă am scos grenadele, pentru că am vrut să-mi bag, cred că, asta, să pot să-mi iau armă secundară, armă, adică automatică, cum e asta, știți? Să nu-mi iau pistol sau alte chestii de genul, știți? Și de aia... Ah, fuck me! Ok, să vedem. Nu! L-am văzut! Farele, dacă n-avea AWP, ia. Nice. Am dat un pic în el, i-am scos un pic jocul din cap. Ce vine din spate? Ah, crezi-o că... Da. Bine, de obicei în jurul meu se spawnează prieteni, deci nu trebuie să... La-la-la-la-la... Mori, trebuia să mori. Până acum tu trebuia să mori. Da, uite, și ăsta e aproape, uite, ăla de la ei, al patrulea de la ei, pe cale să facă rank... ăla, rankul cel mai mare, că după ce termină rankul 55, face cum ar veni globalul. Adică, cam ce se globalul, nu știu exact cum se numește aici rankul, dar o să facă cel mai bun rank din joc. Și asta o să fie pe șmecher, și asta vreau să fac și eu. Și după ce o să fac, o să mai joc așa, de fan, o să mai și filmez, logic, o să mai și filmez. Pentru că, na, pana mea, o serie odată începută, nu se termină chiar așa. Cam majoritatea seriilor mele, de fel. Oh my god. Nice! GG! Fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Call of Duty Black Ops 2. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe. Am făcut deja aproape jumătate de rank, ceea ce e foarte bine chiar. Oricum, sper că v-a plăcut acest episod. O să fac și jocuri horror pe canal, dar asta mai încolo un pic. Adică nu chiar mai încolo, o să apară o serie de Emily Wants to Play, poate. Poate! Pentru că jocul ăla e cel mai canceros joc din lume, deci... Nu că e canceros, dar e... Te sperie, frate, adică eu sunt de la care nu e obișnuit cu neapărat cu sperieturile alea de jegoase. Adică, Outlast-ul l-am jucat, dar m-am căcat pe mine, știți și voi. Ok, sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare, bye bye.